Salutare copii, sunt Stratul Atalina și continuăm și astăzi să ne jucăm, dar și să învățăm împreună. Priviți atent imaginea. Ce sentimente vă cuprind când admirați acest frumos porumbel? Aud voci care spun gingășie, puritate, liniște sufletească, foarte bine, dragoste, pace. Foarte bine copii, răspunsurile voastre sunt foarte bune. Acum vreau să vă anunț că toate aceste sentimente le vom întâlni și în poezia cu penetul Casideful de Mihai Eminescu, pe care astăzi împreună o vom studia. Pentru început să ne aducem aminte câteva informații pe care noi le-am învățat despre viața și activitatea lui Mihai Eminescu, marele luceafăr al poeziei românești. Mihai Eminescu a fost poet, prozator și jurnalist român. A făcut gimnaziul la Cernăuți, avându-l ca profesor de limbă română pe Aron Pumnul. În 1866 îi apare prima poezie publicată la mormântul lui Aron Pumnul, pe care o va semna Mihail Eminovici. Își va continua studiile la Viena și la Berlin. În 1883, în luna decembrie, îi apare primul volum intitulat Poezii. De altfel, să știți că acesta a fost și singurul volum care a fost publicat în timpul vieții scriitorului. Eminescu și Ion Creangă, copii, au fost foarte buni prieteni. Deschidem acum manualele și să citim poezia. Cu penetul Casideful, de Mihai Eminescu. Cu penetul Casideful strălucește o porumbiță cu căpșorul sub aripă, adormită sub o viță. Și tăcere e afară, luminează aer, stele, mută-i noaptea. Numai râul se frământă în pietricele. Observați, copii, cu câtă gingășie descrie acest frumos tablou din natură poetul Mihai Eminescu. Probabil că într-una din călătoriile sale prin Codrii, Ipoteștiului poate, a observat acest frumos peisaj. O porumbiță cu penele albe ca sideful doarme cu căpșorul sub aripă. Singurul care tulbură tăcerea nopții vegheate de lună și de stele este râul care se frământă printre pietricele. Analizăm acum, copii, cuvintele de la vocabular. Penet, totalitatea penelor unei păsări. Sidef, materie albă, lucioasă, care formează stratul interior al unei scoici. Descoperiți, vă rog, în textul poeziei, versul în care apar aceste două cuvinte din vocabular. Bravo, cineva deja a șoptit. Cu penetul ca sideful. Continuăm și ne jucăm acum și trebuie să găsim explicațiile potrivite pentru expresiile sau versurile din poezie. Mută-i noaptea, noaptea este tăcută. Râul se frământă, râul curge într-una și tulbură tăcerea nopții. Cu penetul ca sideful, cu pene albe strălucitoare. Foarte bine, continuăm și trebuie să unim corespunzător cuvintele cu înțeles opus din cele două colonițe date. Avem exemplul, se luminează, se întunecă. Tăcere, zgomot. Noapte, zi. Afară, înăuntru. Bravo, vă rog să notați exercițiul și în caiete. Trebuie acum să găsim familia de cuvinte a cuvântului piatră. Vă dau ca sarcină de la începutul acestui exercițiu, să descoperiți totodată în textul poeziei și cuvântul care face parte din familia de cuvinte a lui piatră. Începem. Împietrit, pietrărie, neîmpietrit, pietricică, pietrar, pietros, pietroi. Ați descoperit versul? Bravo! Numai râul se frământă în pietricele. Deci avem cuvântul pietricele. Dacă am vorbit despre
a frământa, să continuăm, dragii mei, și să găsim sensurile acestui cuvânt. A frământa aluatul, sunt convinsă că tuturor vă face mare plăcere să o ajutați pe mama atunci când frământă aluatul, mă frământă un gând, a examina amănunțit și în detaliu o idee, un plan, a frământa pământul, a bate pământul cu picioarele prin lovituri puternice și repetate, și aș frământa mâinile, a manifesta o mare neliniște. Ne jucăm și cu sensurile cuvântului pană. În poezie avem cuvântul penet, care face parte din familia de cuvinte a cuvântului pană. Pană de pasăre, pană de mașină, oprire accidentală a funcționării unei mașini, a unui vehicul, pană de curent, oprire accidentală a electricității și pană de despicat lemne. Este partea ciocanului sau piesă de lemn sau de metal întrebuințată la despicarea lemnelor. Continuăm și pentru că nouă ne place tuturor să fim alintați, v-am spus nouă dată că și cuvintelor le place același lucru. Așa că haideți acum împreună să alintăm cuvintele. Aripă, aripioară, stea, steluță, râu, râuleț, cap, căpșor, piatră, pietricică. Bravo! Notați, vă rog, acest exercițiu și în caiete. Spor la lucru! Continuăm și găsim acum însușiri potrivite pentru cuvintele date. Eu am dat ca exemplu câte o însușire pentru fiecare cuvânt. Vă rămâne vouă în caiete să mai notați încă o însușire. Deci un cuvânt însușire. Atenție! Pentru porumbiță eu am găsit cuvântul gingașă. Stele strălucitoare, râu învolburat, noapte liniștită, penet colorat. Notați, vă rog, exercițiul în caietele, adăugând încă câte un cuvânt însușire. Acum, pentru că eu știu că vouă vă place foarte mult să găsiți propozițiile și să uniți adecvat cuvintele în propoziții, iată v-am adus și un astfel de exercițiu. Aveți de ordonat cuvintele, dragii mei, în propoziții. Scrieți pe caietele neapărat ceea ce ați obținut. Pentru prima propoziție avem date cuvintele sub, o, doarme, porumbiță, noapte, viță. Aud cineva deja a notat propoziția noaptea, o porumbiță doarme sub o viță. Foarte bine. Pentru următoarea propoziție avem date cuvintele strălucitoare, nopții, în, stelele, luminează și timpul. Doamne, ce repede lucrați! Stelele strălucitoare luminează în timpul nopții. Foarte bine. Și pentru ultima propoziție avem date cuvintele poeziile, Mihai, a, în, sale, Eminescu, descris, naturii, frumusețea. Propoziția este, în poeziile sale, Mihai Eminescu a descris frumusețea naturii. Bravo! Notați, vă rog, propozițiile formate în caiete. Continuăm și acum trebuie să delimitați cuvintele. Transcrieți apoi propoziția pe care ați obținut-o. Veți afla, de altfel, mesajul acestei poezii. Cu penetul ca sideful este una dintre poeziile lui Eminescu în care marele poet descrie frumusețea naturii. Bravo! Notați, vă rog, propoziția găsită în caiete. Iar acum, la sfârșit, copii, mie nu-mi rămâne decât să vă dau și câteva sarcini pe care voi trebuie să le lucrați independent acasă. La primă sarcină aveți de transcris poezia cu penetul ca sideful de Mihai Eminescu.
Apoi aveți de realizat câte un desen pentru fiecare strofă a poeziei. Și nu în ultimul rând m-am gândit că această sarcină, a treia la număr, ar putea să vă placă cel mai mult, așa că am să vă rog să modelați din materialele de care dispuneți o porumbiță. Ați putea să vă jucați cu plastilina, cu argila sau, împreună cu mama, cu aluatul. Mie nu-mi rămâne, copii, decât să vă felicit pentru faptul că sunteți atât de creativi și dornici de carte și să vă spun un mare bravo! Și până când ne vom vedea sănătoși în sălile de clasă, să ne auzim numai de bine!